nostru Iisus Hristos și draga lui Dumnezeu Tatăl și împărțirea lui Sfânt fie cu voi toți. Cucernice părinte provincial, Teo Petrișor, cucernice părinte decan, cucernici părinți, dragi pelerini și cinstitori ai preacuratei Fecioare Maria, tuturor vă spun bine ați venit la sanctuarul de la Cacica, la mult și pelerinajul nostru anual în sărbătoarea Adormirii și Domnului. Intră această bazilică, după locul din centrul altarului, în care este indicat prezența permanentă a lui Hristos din tabernacol, prea noastră se îndreaptă Maica Domnului cu pruncul în brațe, icoană care indică prezența Mariei, prezența Mamei noastre cerești aici, în mijlocul nostru. Fiecare dintre noi a venit cu o floare sau un buchet de flori, formate din intenții noastre sincere de iubire față de Maria, de rugăciunile noastre pe care le așezăm la picioarele ei. Bucuria cea mai mare a unei mame este atunci când copiii se adună în jurul ei, iar bucuria copiii este și mai mare atunci când mama îi așteaptă cu brațele deschise. Această bucurie vrem să o trăim noi în aceste zile, aici la sanctuar, sub priviei, mama noastră cerească, care ne primește cu brațele deschise, iar noi ne prezentăm în fața ei, pentru că astfel să fim bucuria de a fi împreună, de a fi alături de ea, de a primi harurile pe care îi le cerem și ea ni le va acorda cu belșugare. Aceste zile și în mod cu totul deosebit în acest an jubiliar, avem ocazia ca aici la sanctuar să trecem prin poarta sfântă, iar Maria, care este mama milostivii, ne va ajuta mai mult să experimentăm și să trăim mai intens iubirea și iertarea divină. Îl rog părintele provincial al provinciei Franciscanei Teofil Petrișor să prezideze această sfântă liturghie de deschidere pelerinajului, invitându-vă totodată pe toți, ne apropiem cu încredere de Maria și să-i cerem ceea ce noi avem cu adevărat nevoie, convinși ea ca o adevărată mamă, nu refuză, dar tot ceea ce îi vom cere în rugăciunile noastre. Acum, la începutul acestei solemnități, să ne păcatele, să-i cere tare aproape lui și lui Dumnezeu, pentru tot păcatul nostru. Mărturise lui Dumnezeu și o fraților, am păcătuit prea mult, cu gândul, cu fapta și uriunea, din prea mare vina mea. De aceea rog Sfânta Marie, pururea Fecioară, pe toți rii și sfinții și pe voi, ca să la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcate să ne ducă la viața cea veșnică.
Vreodată. Tot ce sunt îi datorez mamei mele, tot succesul meu în viață, educația mea morală, intelectuală și fizică provin de la ea. Despre acest prim și ilustru președinte al Statelor Unite ale Americii se spune că în momentele sale de descurajare, când era deprimat și demoralizat, alerga la venerabila sa mamă, îngenunchea, își așeja capul obosit pe genunchii ei și o ruga zicându-i: te rog, mamă, lasă-mă câteva minute să mă odihnesc aici, în liniște. Și în această întâlnire și relaxare plăcută, pe care o făcea ca un copil alintat, culcat cu capul pe genunchii mamei sale, se ridica și pleca de fiecare dată reconfortat și dispus să înfrunte toate problemele și pericolele care ieșeau în cale. Dacă întâlnirile acestui președinte cu mama sa pământească erau de fiecare dată atât de relaxante, cu atât mai relaxantă și revigorantă ar trebui să fie în aceste zile de pelerinaj întâlnirea noastră cu Mama Cerească, Preasfânta Fecioară Maria, de aici, din sanctuar. Și Maica lor Preasfântă, în cel mai profund spirit de credință, de renunțare, de pocăință și de convertire. Se spune că Sfânta Bernadeta Subiru, tânăra vizionară de la Lourdes, care a devenit călugăriță, și a trăit ultimii ani ai vieții sale în conventul surorilor Carității din Nevers,
discuta într-o pauză cu colegile sale despre marile centre de pelerinaj ale lumii creștine. Surorile își exprimau cu entuziasm dorința de a merge în pelerinaj în diverse sanctuare. Unele doreau să meargă la Ierusalim și la Betleem, altele la Nazaret, altele la Roma, altele la Compostela și așa mai departe. Dar Bernadeta a zis cu simplitate: pelerinajul pe care vrea să-l fac este renunțarea la mine însămi pentru a trăi în unire cu Iisus. Și avea perfectă dreptate, pentru că adevăratul pelerinaj este acela care se face în spirit de credință pe calea lăuntrică a rugăciunii și a pocăinței în vederea convertirii inimii. Scopul esențial al pelerinajului creștin este trăirea cât mai autentică a sensului adevărat al Paștelui, care înseamnă trecerea continuă de la starea de viață în care ne aflăm la o stare de viață mai bună, tot mai apropiată de Dumnezeu. De aceea creștinii conștienți că nu sunt pe pământul acesta nimic altceva decât niște pelerini aflați într-o călătorie îndelungată spre casa Tatălui Ceresc, merg deseori în pelerinaj în diferite sanctuare, pătrunși de un adevărat spirit de convertire a vieții. Dar atenție, pentru că la ora actuală călătoria comodă pe care o facem de acasă până aici, cu mijloacele moderne de transport pe care le avem la dispoziție și mai ales felul în care ne cazăm și ne comportăm în zilele și nopțile pe care le petrecem în acest sanctuar, pot face ca pelerinajul nostru să se transforme într-o excursie, într-o escapadă, într-o ieșire din cotidian, fără niciun fel de efect spiritual. Aici, în sanctuarul de la Cacica, stă în centrul atenției noastre cunoscuta icoană miraculoasă a Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brațe, replica Madonei Negre de la Częstochowa, care a vizitat în anii precedenți toate comunitățile diecezei noastre. Vă îndemn așadar să o privim încă o dată pe mama sufletelor noastre pe care ne-a dat-o Iisus, să o contemplăm îndelung cu multă atenție, pentru ca imaginea ei să ni se întipărească pentru totdeauna pe retina ochilor, pentru ca virtuțile ei să devină subiectul de reflecție continuă a minții noastre, iar viața ei să devină modelul vieții noastre. Preasfânta Fecioară Maria, spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea, este oglinda în care se oglindește în modul cel mai profund și mai limpede faptele mărețe ale Domnului. Iar Sfântul Ambroziu ne îndeamnă să o contemplăm și să o imităm pe Sfânta Fecioară, zicându-ne: dacă vreți să aveți un model, o imagine via sfințeniei și a oricărei virtuți, trebuie să o contemplați pe Maria. În cartea sa, Gloriile Mariei, Sfântul Alfons Maria de Liguori spune că era odată un frate foarte umil care avea o singură dorință: să o vadă și să o contempleze măcar o dată în viață pe Preasfânta Fecioară Maria. În fiecare zi se ruga cu evlavie pentru aceasta, dar cu cât creștea în sufletul lui dorința de a o contempla pe Sfânta Fecioară în toată strălucirea ei, cu atât mai mult diavolul îi strecura în suflet o îndoială
zicându-i: da, dacă admirând atâta strălucire, vei orbi și vei rămâne fără vedere? Și într-o zi, Preasfânta Fecioară Maria a hotărât să împlinească rugămintea fratelui, arătându-i se în toată splendoarea ei cerească. Atunci, fratele, cuprins de frică, a privit-o numai cu un ochi, gândindu-se: dacă voi orbi, nu voi pierde decât un ochi. Însă chipul Sfintei Fecioare era atât de frumos, încât fratele, văzând că nu i se întâmplă nimic, s-a hotărât să deschidă și celălalt ochi, dar tocmai atunci Sfânta Fecioară Maria a dispărut. Sărmanul frate a plâns tot rețul vieții că nu s-a putut bucura cu ambii ochi de frumusețea dumnezeiască a Maicii Domnului. Și cum plângea, fratele se ruga: Sfântă Fecioară, iartă-mă! Nu mă mai interesează nimic! Chiar dacă ar fi să-mi pierd definitiv vederea, dă-mi, te rog, încă o dată harul să admir chipul tău. Și Sfânta Fecioară l-a ascultat. I-a apărut din nou fratelui în toată strălucirea ei cerească. De data asta, fratele a privit-o cu amândoi ochii mari și frumusețea Preasfintei Fecioare Maria, de care se temea că îl va orbi, i-a făcut privirea mai pătrunzătoare și mai aptă pentru a sfredeli cerul. Astfel, din acel moment, pământul a devenit pentru frățiorul Sfintei Fecioare un adevărat exil, iar moartea o adevărată eliberare. Iubiți credincioși, cu siguranță că dacă ar fi posibil, fiecare dintre noi ar dori să ajungă, să o vadă măcar o dată în viață pe Preasfânta Fecioară Maria și să admire frumusețea ei dumnezeiască. Cine o contemplează pe Preasfânta Fecioară Maria, cine admiră exemplul vieții ei sfinte, găsește în ea cel mai solid punct de sprijin al credinței sale și cel mai atrăgător model de viață care se cere a fi imitat. Este foarte frumos din partea noastră că acceptăm și recunoaștem că Dumnezeu a creat în Preasfânta Fecioară Maria cel mai desăvârșit model al femeii, al soției și al mamei. De asemenea, este foarte frumos să constatăm că modelul vieții ei este o realitate umilă, accesibilă, la îndemâna tuturor. Dar este mult mai frumos să știm că Dumnezeu ne-a dat acest model nu pentru a fi doar admirat și contemplat, dar mai ales pentru a fi aplicat, imitat și urmat în viața noastră de fiecare zi. De aceea, cine își află plăcerea și bucuria vieții sale în contemplarea și imitarea modelului de viață pe care ni-l oferă Preasfânta Fecioară Maria, mama lui Iisus și mama noastră cerească, o va îndrăgi cu siguranță și o va iubi atât de mult încât nu se va putea despărți niciodată de dânsa. Pe o navă de război staționată în apele Filipinelor a sunat alarma. În cel mai scurt timp, marinarii trebuiau să ajungă fiecare la postul său. Conform legii marțiale, orice abatere de la această regulă era pedepsită cu moartea. În fugă și din neatenție, un tânăr marinar și-a scăpat uniforma în apele oceanului. Comandantul navei îl observă și poruncește să renunțe la uniformă pentru a-și ocupa imediat postul.
Dar tânărul marinar sfidează legea, sfidează ordinul direct al comandantului său, se aruncă în apa oceanului, își recuperează uniforma și revine cu ea la bordul navei. Alarma s-a terminat. Comandantul își adună imediat echipajul, își scoate în față pe subalternul rebel și îl întreabă necruțător: pentru ce ai ignorat legea și n-ai executat ordinul primit? Tânărul nu scoate niciun cuvânt. Tot echipajul era înmărmurit. Toți știau că sentința nu putea fi decât una singură. Vei fi împușcat pe loc, strigă comandantul. Atunci tânărul se apleacă, ridică de jos bluza pe care o recuperase din apa oceanului și scoate dintr-un buzunar o fotografie veche, deteriorată, pe care o întinde comandantului, zicând cu vocea tremurândă: mama, aceasta este mama mea. Nu vreau să o pierd. Nu pot renunța la chipul ei. Pentru asta mi-am riscat viața. La auzul acestor cuvinte, ochii tuturor jucau în lacrimi și sentința i-a fost anulată. Aceasta este mama mea. Nu vreau să o pierd. Nu pot renunța la chipul ei. Fraților, Preasfânta Fecioară Maria este mama lui Dumnezeu și mama noastră cerească. Este mama cea mai sfântă, cea mai curată și mai venerabilă, mama cea mai bună și mai iubitoare, la cărei imagine și pildă de viață nu putem, n-avem voie să renunțăm, pentru că așa cum nu poate exista om adevărat pe fața pământului care să nu-și iubească și să-și prețuiască mama, tot așa nu poate exista creștin adevărat care să nu iubească și să o prețuiască pe Preasfânta Fecioară Maria, mama lui Dumnezeu și mama sa preasfântă. Ce poate fi mai plăcut și mai sfânt pentru noi decât chipul și numele mamei? Numele mamei este primul cuvânt pe care l-am rostit în viață. Chipul mamei trezește în suflete cele mai gingașe și mai profunde emoții care ne înduioșează ochii. Poetul român din Republica Moldova, Grigore Vieru, a avut inspirația de a spune că mama este începutul tuturor începuturilor. Și într-adevăr așa este, căci dacă în lucrarea de creație a lumii Dumnezeu a creat o adevărată capodoperă, care este mama, în lucrarea de recreație a lumii Dumnezeu a creat o altă capodoperă, mult mai desăvârșită, incomparabilă, care este Preasfânta Fecioară Maria, mama Fiului Său și mama noastră cerească. Deci la originea lucrării de mântuire a neamului omenesc nu se află niciuna dintre reginile pământului, nu se află niciun suveran, niciun conducător de popoare, niciun miliardar, niciun star și niciun VIP, ci se află o fecioară simplă și modestă, îndepărtată de noi în timp și spațiu, care a trăit acum 2000 de ani, ascunsă printre colinele Galilei, căreia cei apropiați i se adresau cu cel mai frumos și mai cuprinzător nume: Maria. Filologii au interpretat acest nume în fel și chip, oferindu-ne variantele cele mai verosimile și mai captivante ale semnificației sale. Dar semnificația cea mai profundă, care conferă acestui nume o frumusețe reală și inconfundabilă,
este aceea pe care o găsim în Sfânta Evanghelie, unde Maria este numită de Îngerul Domnului cea plină de har și binecuvântată între femei. Maria, un nume care cuprinde în sine toată bogăția spirituală a Fecioarei pe care Dumnezeu a ales-o din veșnicie să fie mama Fiului Său, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Pentru a ne face să înțelegem această realitate sublimă, fericitul Ludovic de Granada spune că, având printre alte semnificația de mare, de ocean necuprins, acest nume minunat sintetizează perfect tot belșugul harului dumnezeiesc cu care a fost copleșită preasfânta Fecioară. Căci așa cum toate fluviile curg și se varsă în mare, tot așa toate darurile și bogățiile harului ceresc au fost revărsate în sufletul acestei glorioase Fecioare. Citim în primele pagini ale Scripturii că la începutul lumii Dumnezeu a poruncit tuturor apelor de sub cer să se adune într-un singur loc pe care l-a numit mare. Tot așa El a voit ca toate fluviile harului dumnezeiesc să se reverse în unicul suflet al Mariei. De aici și numele de mare pe care El a dat. Și într-adevăr, preasfânta Fecioară Maria, mama lui Dumnezeu și mama noastră, este un ocean de haruri. Dumnezeu a scutit-o pe preasfânta Fecioară Maria de orice umbră a păcatului și a copleșit-o cu tot belșugul harului Său pentru a-i pregăti Fiului Său o mamă vrednică de El. De aceea preasfânta Fecioară Maria, în toată măreția și strălucirea ei, este legată de Iisus Mântuitorul atât prin harurile și privilegiile care i s-au dat, cât și prin durerile și bucuriile pe care le-a trăit alături de El. Preasfânta Fecioară, mama lui Iisus și mama noastră cerească, este o mamă cu totul excepțională. Dar nu este excepțională pentru ascendența ei genealogică, nici prin faima și puterile ei extraordinare, nici prin poziția ei economică ori socială, ci este cu totul excepțională. Este unică și irepetibilă în istoria neamului omenesc datorită acelor lucruri mari despre care ea înșiși și-a spus cântând de bucurie că le-am făptuit în sufletul ei Dumnezeu cel atotputernic, al cărui nume este sfânt. Căci într-adevăr, numai prin puterea harului Dumnezeu și prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, preasfânta Fecioară Maria a fost neprihănit zămislită, a consimțit și a devenit mamă pururea Fecioară, a colaborat într-un mod unic la lucrarea de mântuire a lumii, urmându-L pe Fiul Său până sub crucea de pe Calvar, a fost ridicată de îngeri cu trupul și sufletul la cer, unde a fost încoronată Regina cerului și a pământului. Pentru toate aceste privilegii extraordinare și numai pentru ele, preasfânta Fecioară Maria a devenit și este cu totul unică în istoria mântuirii neamului omenesc. Ea este singura femeie pe care Dumnezeu o poate numi mamă, iar Iisus este singurul Dumnezeu pe care o femeie îl poate numi fiul ei. Căci Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit, a crescut și s-a născut din sânul ei preacurat,
a fost legănat de brațele ei, s-a oglindit în ochii ei, a dormit la pieptul ei, a făcut primii pași susținut de brațul ei, a fost sărutat și copleșit de iubirea inimii ei, i-a vorbit cu limba ei și l-a învățat să vorbească glasul poporului său, l-a sărutat cu buzele și l-a iubit cu inima, așa cum numai o mamă ca dânsa putea să o facă. Pentru a-și putea manifesta iubirea sa nemărginită față de neamul omenesc, Dumnezeu a voit să stabilească cu una dintre creaturile sale legătura cea mai strânsă care există în mod firesc între un fiu și mama sa. Nimic nu putea să fie mai intim decât un astfel de raport. Numele glorios de mama lui Dumnezeu pe care biserica l-a atribuit Mariei exprimă pe de o parte limita extremă a iubirii divine care s-a umilit și a coborât atât de mult încât s-a contopit cu omul pe care l-a creat. Iar pe de altă parte exprimă măreția uluitoare pe care această iubire divină a dat-o Preasfintei Fecioare Maria. Făcând din Maria mama cuvântului întrupat, Dumnezeu a voit ca o făptură, o creatură omenească, să-i poată dărui ceva care să-i placă atât de mult, încât să-l atingă până în străfundul cel mai intim al ființei sale. Ce semn mai mare, ce dovadă mai convingătoare ar fi putut să ne dea nouă Dumnezeu pentru a ne arăta admirația pe care o are față de noi, creaturile sale, decât încredințarea uneia dintre fiicele neamului omenesc a misiunii de a imprima chipul feței sale omenești naturii umane a Fiului Său. Așadar, dăruind trup Fiului lui Dumnezeu, Maria l-a pus în legătură cu întreg neamul omenesc. De-a lungul secolilor, de la împlinirea timpurilor până la sfârșitul lumii, peste tot în universul acesta, trupul preasfânt al lui Iisus va purta trăsăturile profunde ale înfățișării originale a mamei sale, preasfânta Fecioară Maria. Aceasta este rațiunea pentru care Sfântul Augustin nu s-a sfii să spună că Preasfânta Fecioară Maria este matrița, este tiparul lui Dumnezeu care ne poate face întru totul asemănător cu Fiul Său. Pentru aceasta se și spune că Sfinții au fost și sunt modelați de Preasfânta Fecioară Maria. Și este adevărat, dar trebuie să recunoaștem că între a sculpta o statuie într-un bloc de piatră prin lovituri repetate de ciocan și a face un bazorelief, turnându-l în tiparul unei matrițe, este o mare deosebire. Sculptorii muncesc din greu pentru a face o statuie și au nevoie de mult timp pentru aceasta. În schimb, pentru a reproduce o imagine în bazorelief, folosind tiparul unei matrițe, avem nevoie de muncă mai puțină și de timp mai scurt. Preasfânta Fecioară Maria este matrița lui Dumnezeu. Cine se lasă topit și turnat în tiparul acestei matrițe, va fi format după chipul Fiului Său, Iisus Hristos. Cu puțin efort, într-un timp relativ scurt, va deveni cât mai asemănător cu Mântuitorul Său. Dar să ne înțelegem bine, în tiparul unei matrițe nu poate fi turnat decât materialul care se lasă topit și devine lichid. Prin urmare,
toți aceia care doresc să fie modelați de Maica Domnului după chipul Fiului ei Iisus Hristos, trebuie să distrugă și să topească omul cel vechi și păcătos din ei. Nu contează cât de păcătoși și de mizerabili suntem. Pentru a deveni oameni noi, este important să fim hotărâți să ne lăsăm topiți, purificați ca aurul în topitoare și modelați de Maica Domnului. Cu siguranță că ea care a fost prima și cea mai perfectă imitatoare a lui Hristos va face ca fiecare dintre noi să devină cât mai plăcut în ochii lui Dumnezeu. Sfântul Bernard, care a scris și a vorbit despre Maica Domnului ca nimeni altul, ne spune că dacă ni se pare cumva că ceea ce suntem și avem de oferit lui Dumnezeu este de mică valoare, trebuie pus neapărat în mâinile Preasfintei Fecioare Maria pentru a nu fi respins. Pentru ilustrarea acestui adevăr, Sfântul Ludovic Maria Grignion de Montfort se folosește de următorul exemplu. Într-o zi, Preasfânta Fecioară Maria l-a făcut pe un păcătos care recita aproape zilnic Sfântul Rozariu, dar nu se spovedea decât foarte rar, să vadă niște fructe deosebit de frumoase și apetisante, pusă pe o tavă execrabil de murdară. Văzând această imagine dezgustătoare, păcătosul a simțit în sine o mare repulsie și atunci Preasfânta Fecioară Maria i-a zis: iată cum mă tratezi tu pe mine. Te rogi aproape zilnic Sfântul Rozariu, dar nu ești în stare să renunți la păcat. Nu ești în stare să-ți speli, să-ți curăți sufletul. Pentru aceasta rugăciunile tale sunt ca niște trandafiri frumoși pe care mi-i oferi pe o tavă respingător de mizerabilă. Spune-mi tu, cum pot eu să mă bucur de un asemenea dar? Fraților, cred că concluzia și morala acestui exemplu sugestiv este cât se poate de clară pentru fiecare dintre noi. Evlavia față de Preasfânta Fecioară Maria, mama noastră cerească, presupune întotdeauna abandonarea totală a păcatului pentru a deveni cu adevărat copiii săi iubiți, care se bucură de sprijinul și ocrotirea ei maternă. Amin. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu,
Fraților prea iubiți, încrezători în mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse, ocrotește biserica ta și binecuvântează munca Sfântului Părinte, Papa Francisc, a episcopului nostru Petru, a episcopului Auxiliar Aurel și a tuturor celor care vestesc cuvântul tău. Arată-o tuturor pe Maria, mama ta și a noastră, ca model de nevinovăție desăvârșită și de iubire plină de generozitate. Învață-ne să acceptăm suferința și să o oferim Tatălui în unire cu suferințele tale, pentru mântuirea lumii, asemenea Maicii Îndurerate, Regina Martirilor. Învață-ne ca după exemplul Maicii tale să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-l dăm lumii, ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Descoperă-le celor căzuți bunătatea de mama Reginei Cerului și dăruiește-le harurile de care au nevoie tuturor celor care au venit plin de evlavie la acest sanctuar. Readu-i la viața harului pe cei morți sufletește, mângâie-i cu prezența ta pe cei aflați în agonie și primește-i pe cei răposați să se bucure de vederea ta. Dumnezeule, Părinte atotputernic, voința ta a fost ca prin preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. Dă-ne, te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât, bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la mântuire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Scânteie din lumina ta, vreau să dau lumii din iubire. Sunt o scânteie din lumina ta, doar pentru tine vreau să Oh,
Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești jertfa de împăcare și de laudă pe care o celebrăm în cinstea ridicării la cer a născătoarei de Dumnezeu. Ia să ne dobândească iertarea păcatelor și să ne statornicească necontenită aducere de mulțumire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în viața tuturor sfinților, dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inim cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omeniri. Atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc, drept mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin el te laudă corurile de îngeri, care se bucură de-a pururi înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te lăudăm, zicând cu bucurie. Adevărat sunteți, Doamne, izvorul la toată sfințenia.
Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai vrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului.